Munca angajaților de la Casa de Pensii Gorj se va ușura. A ajuns softul care va ajuta la înregistrarea dosarelor de pensionare ale minerilor. Deputatul Mihai Weber susține că primele documente introduse în sistem vor fi cele care au primit deja decizii. Deci, în primul rând, vreau să vă anunț că softul a venit. Iată că cu puțină răbdare am ajuns exact acolo unde ne-am dorit. În primul rând, vor fi introduse solicitările pentru care s-au emis decizii, solicitările făcute manual. Apoi, sigur, trebuie luat în calcul volumul mare de muncă pe care îl are și aici merită felicitări și aprecieri angajații Casei de Pensii de la Gorj, pentru că s-au implicat, au făcut și față presiunilor uriașe și au și început să emită decizii de pensionare calculând manual fiecare dosar în parte. Vreau să spun că în momentul de față sunt peste 4800 de solicitări de recalculare și sunt undeva în jur de 900 de cazuri noi de solicitări de ieșire la pensie. Gândiți-vă câtă atenție și cât timp trebuie să aloci unei solicitări. Dar este foarte important că oamenii vor intra în drepturi de la momentul depunerii cererii către Casa de Pensii de la Gorj și în cazul recalculării de la 1 ale lunii următoare. Deci, indiferent că s-a depus acum o lună, două, trei solicitarea respectivă, ea își va intra în drepturi persoana respectivă de la momentul depunerii cererii. Până acum, introducerea cererilor se făcea manual, de aici întârzierea în aplicarea legii minerilor.